Evanghelia după Marcu, capitolul 10, de la versetul 17. Pagina în Biblie, 974, Marcu, capitolul 10. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat. Bunule învățător, ce să fac ca să moștenești viața veșnică. Pentru ce mă numești bun, Ia zis Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe Tatăl tău și pe mama ta. El i a răspuns. Învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinereța mea. Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis, îți lipsește un lucru, du-te de vin de tot ce ai, de la săraci și vei avea o comoară în cer, apoi vin, o ia crucea și urmează-mă. de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Iisus a uitat în prejurul lui și a zis ucenicilor săi, cât de a nevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avut ție. Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis, Fiilor, cât de a nevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu. Mai lezne este să, intre, să treacă o cămilă prin urechea unui iac, decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii au rămas și mai uimiți și au zis unii către alții, cine poate atunci să fie mântuit? Iisus a uitat țintă la ei și le-a zis, lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Amin. Amin. Mă bucur că în seara asta să putem fi împreună, să împărtășim din cuvântul Domnului și sigur că Pasajul pe care l-am citit l-am ales datorită faptului că fratele păstor mi-a spus că s-a citit ultima parte a acestui pasaj săptămâna aceasta de omul acesta la sfârșitul vieții când am înțeles că l-ați văzut, l-ați găsit în iad. Și eu am citit prima parte a lui acum când omul avea raiul în minte. Și predica mea de fapt se intitulează Omul din iad cu raiul în minte. Și cred că poate să vorbească și la unii care sunt în biserică aici, morali, corecți, drepți și care fac voia Domnului, cât și la alții care încă n-au luat o asemenea decizie, o asemenea hotărâre și care pot să se gândească la faptul că nu ajunge doar să știi despre rai, să fii moral, să fii. De prestigiu, statut social, privilegii, cum le avea, nu scrie aici, dar în altă parte spune că omul acesta era tânăr și ca să fii și tânăr și bogat și lider și într-o poziție socială, nu prea le apuci. Când apuci la treburile astea, ai ajuns la 60 de ani ca noi și nu mai trebuie aproape nimic. Ceea ce ai fi mâncat când erai tânăr acum se pune pe unde nu trebuie, atunci n-aveai bani și aveai poftă. Acum ai poftă, ai bani, poți să cumperi de toate, dar zicea, nu-i bună asta, nu face bine. Și așa mai departe. E interesant că atunci când ești tânăr să fii sănătos, să ai influență, să fii cu prestigiu, să ai ce trebuie, dar nu ajunge doar atât. Eu aș vrea să vorbesc despre omul acesta, și frații care au vorbit înainte am înțeles că m-au ajutat chiar aseară, dacă s-a citit textul din Luca 16, când omului acestuia scriptura îi arată cea de-a treia fază a vieții lui. Eu nu fac aici speculații să spun exact că este același om, dar vreau să spun că sunt trei faze ale vieții umane în care găsim diferite. Interpretări și poziții cu privire la ceea ce înseamnă viața. Îl găsim pe omul acesta în tinerețe, influent, bogat de prestigiu, lider, tot ce și-ar fi dorit moral. Întâlnire personală cu cel care e mântuitorul, care e viața. La întâlnirea cu Domnul Isus Hristos n-a luat o decizie, a plecat dinaintea Domnului. Și Domnul Iisus i-a părut rău, n-a făcut compromis ca oricum să-l cheme că era un bun material donator și altele în biserică. I-a părut rău că omul acesta era legat de alte lucruri și a plecat. Uh, plecând, nu i s-a întâmplat cum cred unii și o falsă concepție, o impresie greșită. Și mai auzim de la unii care vreau cu tot din adinsul și nu-i rău că vreau să se mântuiască oamenii. Dar spun unii, ei, să vezi dacă nu te pocăiești, să vezi ce se întâmplă. Nu merge bine, nu-ți merge cu tare, cu tare, totul o să-ți meargă prost, rău și o să ajungi rău. nu e adevărat. Pentru că Domnul Iisus spune în Matei la capitolul 5 că Tatăl vostru care este în ceruri face să răsară soarele și peste cei buni și peste noi. Și el dă ploaie și la unii și la alții, pentru că Dumnezeu e îndurător, plin de milă, de bunătate. Și vorba unui teolog englez a zis: Dumnezeu nu se ceră în septembrie, octombrie, și el la sfârșitul vieții pune greul în hambar, nu la toamna după un an sau la 50, 60 de ani. Și îl găsim pe omul ăsta pe la jumătatea vieții, că era putră de bogat o altă fază a vieții, când în loc să doarmă, să se liniștească, să se simtă și el bine că are de toate, așa ca săracii care, potrivit psalmului 4, se culcă și adormă în pace, ăsta noaptea nu dormea. E o falsă impresia noastră când noi gândim că ăștia care au de toate așa, ăștia do liniștiți, că ăștia tot scriu pe agenda, fac planuri, templar, dulgheri, hambare, grâu, cucuruz, eu știu de ce, și omul ăsta a luat să odihnească, făcea planuri. Și făcea planuri pentru multe zile și ani și așa mai departe, când de fapt trăia ultima zi sau ultima noapte, ultimele ceasuri din viață. Domnul îi spune nebun pentru că făcea planuri până la mormânt, fără Dumnezeu, planuri care uh, nu le putea realiza. De unul singur, fără ajutorul lui Dumnezeu, și îl găsim apoi în a treia fază a vieții. S-a citit aseară: că omul ăsta era în iad, că n-a putut duce nimic cu el, că nu a avut nici apă măcar acolo, că era o prăpastie mare între unii și alții și ne explică ceea ce multe religii și biserici istorice propovăduiesc. Pentru că, în scurgerea timpului, au introdus tot felul de lucruri în creștinism, și creștinismul, la un moment dat, a, veni, a devenit mai mult uh, cu practici păgâne decât creștine. Și poporul român, eu am afirmat și cred că uh, pot să repet din nou la dumneavoastră, e părerea mea că mai mulți oameni religioși vor merge în iad decât alcoolici sau imorali sau mândri. Sau hoți? Și m-am uitat și am cercetat asta la poporul român. Și am zis că dacă e drept ce scrie Biblia și ce ne învață Dumnezeu în scriptură, atunci toți aceștia care răstălmăcesc cuvântul lui Dumnezeu, când Domnul a spus aseară s-a citit că între unii și alții este o prăpastie mare, ca dacă ar vrea să treacă dintr-o parte în alta, să nu poată. Și atunci cei care au citit istoria de 2000 de ani și care au citit prin istorie cum bisericile istorice, după marea schismă, cum s-au despărțit, ce au introdus, una vămile până la Dumnezeu, alta purgatoriu, după reforma lui Luther, după 1517 și după aceea călugărul acela neamț, Tețel, care umbla prin imperiu cu cutia milei, spunea, nici n-au ajuns banii voștri în fundul cutiei milei, că sufletele celor dragi au ieșit din purgatoriu și sunt în rai. Și multe povești din acestea care sunt basme și nu este ceea ce scrie în Scriptură. Deci omul acesta a ajuns în iad, dar a avut raiul în minte. Și ceea ce pe mine mă frapează, mă îngrijorează și mă deranjează uneori, este atunci când știu un lucru, când cunosc deznodământul lui, când știu ce urmează și când totul nu s-a atent și am pățit-o sau mă păcălește cineva o dată, de două ori, de mai multe ori și atunci nu pot să mai suport, să mai explic cum cineva își bate joc de mai multe ori și eu nu sunt atent. Dacă o dată cineva te înșeală, se poate întâmpla. Dar de mai multe ori cineva să facă același lucru? Dar dacă tu însuți ești acela care te înșeli și ești într-o asemenea poziție, asta este și mai grav. Vorbind despre viața veșnică, uh, pentru că de viața veșnică este vorba aici și de viața de dincolo, oamenii cu privire la asta au foarte multe concepții și spun, om vedea, știm noi cine a mai venit de acolo, Cine ne poate demonstra aceste lucruri? Nu e subiectul meu în seara asta să demonstrez despre viața veșnică. Ea este, există, e scrisă în noi, în codul nostru genetic. Solomon spune uh, că Dumnezeu a pus în noi gândul veșniciei. În cartea Eclesiastul spune că oamenii de la început până la sfârșit au asta în noi, tânărul ăsta vroia să trăiască. Eu predicam într-o seară, într-o biserică, în țara hațiului, foarte mică, o biserică, așa cât ar fi secțiunea asta a fanfarei, vreo 25-30 de oameni. Și în timp ce eu predicam, la un moment dat a intrat pe ușă un cetățean care venea de la altă întâlnire și era cam în faza a doua, a treia. Pentru că prima fază, omul se încălzește sau are poftă de mâncare a doua se încălzește, a treia este să dezleagă limba și a patra este când e mai deștept, mai tare, mai grozav ca tot și apoi cealaltă fază e când schimbă mersul biped cu ăla patruped, când schimbă casa cu altceva. Ăsta era cam în faza a doua. Și în timp ce eu predicam de viața veșnică, omul a venit, l-a plasat cineva așa pe la mijloc, mai spre în față, stătea cu bărbia așa în palmă și în timp ce eu predicam a zis să o crezi dumneata. Eu m-am blocat puțin așa, dar repede mi-am revenit că Domnul era prezent acolo și am zis, dumneata, nu crezi în viață veșnică? Și omul a zis, așa cum foarte mult zic, a, păi cine o mai venit de acolo sau ne au spus cineva de viața de acolo? Om vedea noi ce o mai fi, unde o mere toată lumea. Și eu am zis, și dumneata nu crezi, nu știi asta. Și a zis, domnule, nu știu, domnule, dar ce dumneata știi? Și eu atunci i-am zis la cei din sală, la câțiva oameni, lăsați-mă să stau de vorbă puțin cu dânsul. Și am zis, dumneata nu crezi în viața veșnică? Nu, domnule, a zis el, că doar vezi cum sunt. Și am zis, dar dumneata câți ani ai? Și au zis, 70 și ceva, nu mai rețin exact. Și am zis, dumneata în viața asta de 70 și ceva de ani, ai avut vreodată un vis? La care bătrânul, acum bătrân ca noi, bătrânul imediat așa s-o îndrepta puțin și a zis, Domnule, eu sunt un visător, am avut vise toată viața mea. Și a zis, interesant, poți să-mi spui un vis ce ai visat dumneata o dată scurtă, așa? Și el a zis, Domnule, eu am visat și America, am văzut America în vis. Și eu mă gândeam, o fi fost bătrân în America sau nu a fost, dar am zis, Domnule, eu nu cred. Eu nu cred că dumneata ai văzut America, ce doamne, n-am fost acolo, am văzut-o în vis. Zi, nu cred. Zice, ba dacă baba mea m-a tot cotit, așa și mi-a zis să tai eu. Am și vorbit, că vedeam pe acolo clădiri străzi. Și eu am zis, eu cred că dumneata ai văzut America la televizor. La care el mi-a zis, doamne, eu nu sunt din ăla care visez cu ochii deschiși. Și eu am zis, dar dumneata, vrei să spui că ai văzut America cu ochii închiși? Deci da, domnule, da, când visezi, doar ești cu ochii închiși și apoi zic eu, dacă ai fost cu ochii închiși, ia pune mâna la ochi. Nu a pus-o, dar am pus-o eu și am zis, eu dacă pun mâna la ochi, eu nu mai văd nimic. Dumneata, vrei să-mi spui că ai văzut America cu ochii închiși? Ce dacă doar când visezi, nu vezi cu ochii ăștia. Și atunci eu am zis, dar cu care ochi vezi dumneata când visez? Și bătrânul aici a fost foarte înțeles și a zis, da, asta spune-o dumneata acum. Și m-am apucat să predic și să-i spun, dar n-am explicat treaba asta în totalitate, că nu, nici nu pot, cred lucrurile acestea, dar l-am făcut pe om să înțeleagă din ale lui, din ceea ce știe el, chiar așa cum era în situația aia, că el recunoaște că există o altă lume, că există o altă viață, că există o altă dimensiune a noastră, că noi suntem o parte de materie, Uh, trupul ăsta de carne, care vedeți pe an ce trece, uh, ori părul lasă, ori salbești, ori îți fac niște cute, ori degete, ori vene foarte mari, ori ochelari, nu știu cât, de 8 ori când te întâlnești cu cineva peste 10 ani, dacă nu te-ai văzut și dacă nu ești foarte politicos cu el, îi spui, dacă ești politicos, bă, îi spui, am ce te-ai schimbat? Dar dacă vrei să fii corect și drept, îi spui, bă, ce urât ai făcut. Pentru că Asta face bătrânețea din noi. Moartea operează. Operează mereu, mereu, mereu. Vin la subiectul nostru. De ce a ajuns omul ăsta în iad? Patru lucruri aș vrea să le subliniez. De ce a ajuns în iad omul ăsta și totuși avea raiul în minte? Primul lucru, pentru că are o idee greșită despre mântuire. Și foarte mulți oameni gândesc că mântuirea este ceva la care trebuie foarte mult lucrat ceva care trebuie să meriți, ceva care trebuie să depui un mare efort și prin eforturi și prin slujbă și prin uh, abstinență de tot felul a ajuns tot mai aproape tot mai aproape și în biserica istorică din jurul nostru, nu-i amintesc numele spune dacă faci cu tare și cu tare și cu tare și dacă mai face și altcineva și toate, se poate și mila lui Dumnezeu te poate mântui, dar nu-ți Garantează mântuirea de acum. Ori biserica în care suntem noi aici crede ceea ce cred eu și eu cred, cred ceea ce crede biserica asta. Și dacă ne întreabă cineva ce cred eu și ce crede biserica asta, spun ce crede biserica și eu cred toți. Noi credem că mântuirea este darul lui Dumnezeu. Roman, capitolul 6, versetul 23 spune: Plata păcatului este moartea. Dar darul fără plata lui Dumnezeu în Isus Hristos este viață veșnică. Dumnezeu nu face complicată mântuirea. Oameni buni care sunt aici, oameni botezați, care mai de mult, mai de acum, care încă n-au făcut pasul ăsta, dar care au gândul veșniciei. Mântuirea nu este ceva care este greu de obținut, sau care nu poate să ajungă oricine, și trebuie uh, cineva să fie foarte, foarte special sau deosebit, sau pentru anumite persoane numai. Uh, unul din băieții mei, eu am fost acum la Londra, și am întâlnit un băiat care studiază la Oxford, cel mic. Și când a plecat din țară, în acum vreo două, trei săptămâni, la școală, acolo din nou, mi-a zis să-i spun ceva. Și am discutat, discutând în scriptură, așa cum am discutat, și am discutat exact subiectul mântuirii. Și el mi-a mi cerut să-i spun câteva lucruri despre mântuire, pentru că acolo el studiază cu John Lennox și mulți alți apologeți din ăștia creștini, oameni de marcă, și a zis, cum vedem noi? Și i-am spus așa, uite, Sebastian, noi spunem Sebi, Imaginează-ți că tu ai plecat de acasă, Doamne ferește! Și ai plecat de acasă. Și te-ai duce și ai face rău și prostii și altele, ca fiul risipitor. Ce crezi tu că ar face părinții tăi ca tu să te întorci acasă? Ar face grea venirea ta acasă sau ușoară? Ar face o complicată? Ar închide poarta? ar pune câinii la poartă, ar pune gardă, ar stinge luminile, ar scrie aici nu se mai intră, ne-ai făcut de rușine? Sau am ține și poarta și ușa deschisă, am ține și lumina, ar mai face mama și mâncare de care îți place să o miroși de pe stradă, că bărbații sunt atrași de miros, extraordinar, și am scrie o plancardă și am spune bine ai venit acasă, nu ți-am amintit nimic? te-am primit cu bucurie? Mântuirea înseamnă că omul care s-a depărtat de Dumnezeu, care a luat o razna, care a trăit în păcat, în fără de lege, în momentul când se întoarce acasă, Domnul este cel care cu brațele deschise îl primește. Și spune, bine ai venit acasă. Mântuirea înseamnă a primi un dar, darul fără plată, dar înseamnă de asemenea și a veni acasă. Înseamnă a ne întoarce acasă, la temelie, la adevăr. Mântuirea, dragii mei, nu e o răsplată. Tânărul ăsta credea că mântuirea este a face ceva. Ce să fac? Mântuirea nu mai este a face, dar pentru asta nu înseamnă că noi trebuie să o luăm ușor și să credem că mântuirea nu are valoare. Ea e extraordinar de valoroasă. Cel mai mare preț s-a plătit pentru mântuirea noastră, numai că prețul și partea grea nu cade în sarcina noastră. Și partea grea a căzut atunci când pe Golgota stâncile care erau făcute de el au zis nu mai suportăm și s-au crăpat și soarele pe care l-a așezat el pe firmament a refuzat să mai strălucească și mormintele s-au deschis și cerul s-a întunecat pentru că el striga acolo Dumnezeule de ce mai părăsit? În momentul acela, el plătea pentru mântuirea noastră. Și Scriptura ne spune clar că nimeni altul nu este mântuire. și nu s-a dat sub ceruri niciun alt nume în care oamenii să fie mântuiți decât numai Isus Hristos. Dacă este în seara asta cineva aici care nu-i sigur de mântuirea lui, scrie aici în cartea asta, a spus Domnul Isus, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Că și prin credința în numele lui se capătă mântuirea și iertarea păcatelor. Și el este cel care mântuiește, pentru că atunci când a venit Gabriel la Iosif și Maria, a zis: Îi vor pune numele Isus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Vreau să vă pun o întrebare. Câți dintre dumneavoastră ați zis așa, mai cu toată inima, când cineva v-a făcut un bine? Dumnezeu să te răsplătească cu viață veșnică. Ați zis? Amin? Ați zis? Ridicați mâna. Hai! Bărbații n-au zis. Uh, Mi-a mi zis cineva odată treaba asta, de mai multe ori, dar odată pe cineva l-am înfruntat și am zis de ce îmi dorești așa mare rău? Și cum să-ți doresc rău? Eu îți doresc viață veșnică. Zic, tu mă blestem pe mine. Și a zis, Doamne Ferește, eu n-am blestemat în viața mea. Și am zis, cum dorești tu mie ca Dumnezeu să mă răsplătească pentru 100 de lei care ți-am dat-o cu viață veșnică? Păi sunt alții care de, de la palat dau bani sau din alte părți, decurg banii. Tu crezi că viața veșnică se capătă cu 100 de lei să mă răsplătească, domnul? Tânărul ăsta credea că viața veșnică e o răsplată. Viața veșnică nu e o răsplată. Viața veșnică nu e 99% mântuirea a Domnului și 1% a noastră. El a plătit 100%. Mântuirea este a Domnului. E o parte a noastră, pentru că spune Biblia că tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copia lui Dumnezeu. Și prin credința în El, în numele lui, noi ne facem copia lui Dumnezeu. Este exact ca și când noi ne ducem cu o problemă pe care o avem. Dacă avem o problemă de sănătate, am auzit de Paul, a fost la medic. Dacă avem o problemă cu mașina, că nu i-a mai pornit mașina la păstorul dumneavoastră și trebuie să-i cumpărați o mașină, uh, uh, mergem la mecanic. Dacă avem o problemă de sănătate, mergem la doctor. Dar dacă avem o problemă de suflet, mergem cu sufletul nostru la cel care are putere să mântuiască. Și cel care mântuiește e Domnul Iisus Hristos. Slăvi să fie în numele Lui. Al doilea lucru pe care omul acesta l-a făcut, el avea o idee greșită despre mântuitor. Și el a venit la Domnul Iisus de pe o anumită poziție egală, umană, tu ești învățător și eu sunt învățător. Tu ești un învățător poate mai mare, mai bun, mai cunoscut, dar și eu sunt un lider, sunt un învățător. Spunem tu și eu învăț pe alții, dar spunem tu bunule învățător. Ce să fac să moștenesc viața veșnică? Domnul Iisus îi spune, de ce mă numești bun? Nu singur este Dumnezeu. Nu prin ceea ce este un învățător, că e bun, că e mare, că are ceva, ci dacă tu vii și crezi că Isus este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat și că El este acea unire care o numesc teologii hipostatică, în care natura umană și divină s au unit împreună și El este Dumnezeu care are putere să vindece, să ierte, să elibereze, dar e și om care plânge, care suferă, care rabdă, care vine împreună cu noi. Acestea două s-au unit în El. Și dacă noi credem că El este Dumnezeu 100% și că este Dumnezeu venit din ceruri pentru noi ca să mântuiască, El are putere să mântuiască. Și El a venit să mântuiască, slăvit să fie în numele Lui. Fiul omului a venit să mântuiască. Și mântuirea nu-i ceva care noi o luăm așa de mântuială și credem că oricum se poate și ea se realizează Într-un moment al vieții noastre, în momentul când l-am acceptat că noi am fost falimentari, că noi mergeam pe drumul spre prăpastie, spre iad, eram condamnați, aveam sarcina vinovăției și păcatele în spatele nostru, dar la împlinirea vremii a venit el, Domnul Isus Hristos, care spune Cartea Coloseni, Apostolul Pavel, în capitolul 2. Că el a luat zapisul cu poruncile care ne era împotrivă și stătea împotriva noastră și l-a pironit pe cruce, l-a atârnat pe lemn, pironindul l pe cruce. Când i-a scris Pilat, vina și a zis, Iisus din Nazaret, regele iudeilor, ei a zis, schimbă și spune că el a zis că este și s-a făcut rege. Schimbă și Pilat a zis, am scris, am scris. Dar de fapt, când Domnul era acolo, așa cum au recunoscut și ei și Pilat, el nu murea nici pentru vina ce era scrisă, nici pentru cea care o imputau ei, el a murit condamnat pentru o vină care nu era a lui și eu cred că de desubt sub placa aceea unde era zapisul cu poruncile și vinovăția și condamnarea, el a scris numele meu și al tău și al fiecăruia, pentru că atunci când era pe cruce Domnul Isus, ca Dumnezeu a venit să plătească în locul nostru. El a luat zapisul cu poruncile, l-a târnat acolo, a murit ca Dumnezeu, fără de păcat, a dovedit că este Fiul lui Dumnezeu prin faptul că mormântul nu l-a putut ține decât două, trei zile din mormânt a ieșit victorios afară învierea lui era factura de plată că plata pentru păcatele lumii întregi este primită de Dumnezeu și acceptată și s-a dus ca să-i răscumpere pe cei pe care moartea a luat-o și care erau în Hades s-a dus să-i scoată afară de acolo dacă până la moartea Domnului Isus Hristos, moartea și locuința morților tot primeau și tot primeau și locul acela se înmulțea și cu sfinți și cu ceilalți în locurile lor, la moartea Domnului Isus Hristos, el s-a dus să-i scoată afară ca și când îți vine ordinul de evacuare. După ce spune, trebuie să ieși afară, casa asta nu mai proprietatea ta, Domnul Iisus Hristos ne-a cumpărat, că noi suntem răscumpărați și răscumpărare înseamnă că am fost din nou a doua oară răscumpărați odată. Suntem ai lui Dumnezeu pentru că ne-a creat, ne-a făcut, cu mâinile lui ne-a întocmit, am fost în mâna vrăjmașului care ne-a uh, robit, ne-a furat, ne-a luat ce era dumnezeiesc în noi, ne-a dezbrăcat după ce ne-a... Jefuit și după ce ne-a bătut. Și asta o face numai diavolul. Dar a venit Domnul Iisus Hristos și a plătit a două ori prețul ca să ne răscumpere și să fim mai lui. Și acum suntem mai lui. Exact, dacă îl văd pe Paul aici, mi-amintesc că uh, cineva a predicat despre treaba asta odată și a zis că un copil, așa ca el, și-a făcut o bărcuță și s-a dus undeva pe o apă mică, a pus-o pe apa aceea, barca, a venit un val, ceva s-a întâmplat, vântul, i-a luat barca și a pierdut-o. Și într-o zi s-a dus cu mămica lui la Cluj și în vitrină, într-un magazin, a văzut exact bărcuța lui cu vopseaua care a dat-o el, cu cuiele alea, și-a amintit cum s-a tăiat cu briceagul când el a făcut-o, cum s-a... și-a zis, mă, asta e barca mea. Și-a zis, mamă, uite barca mea aici, mă duc să o iau. Și mama a zis, nu se poate. În fine, s-au convins, s-au dus înăuntru și a zis la omul de acolo, domnule, barca asta eu am făcut-o. s-a uitat bătrânul la el și a zis, poate. E barca mea, te rog să-mi o dai. Și bătrânul de acolo i-a zis, băiete, eu am cumpărat-o, am găsit-o, am mai făcut ceva la ea, am pus-o aici, ea este în magazinul meu și dacă vrei să o ai, trebuie să o cumperi. Cum să o cumpăr eu dacă eu am făcut-o? Da, pentru că tu ai pierdut-o și nu mai este a ta și a lămurit-o pe mama să dea bani și a cumpărat barca. Și când a luat bărcuța aia în mâna a doua și a văzut-o în mâinile lui, a zis, bărcuța, acum ești de două ori a mea, odată că te-am făcut și a doua oară pentru că te-am cumpărat. Așa suntem noi în mâna lui Dumnezeu, pentru că a venit Isus să ne mântuiască. El e singurul mântuitor. Al treilea lucru, omul acesta refuză să-și recunoască păcatele. Toate le-am păzit. Toate astea le-am făcut, șase din zece. Mai ales cele care erau îndreptate, știți că cele zece porunci erau pe două table. Șase din ele priveau relația pe orizontală cu cei din jur și patru relația pe verticală cu Dumnezeu. Și la relația pe orizontală, tânărul ăsta a spus, eu sunt ok, sunt bine. La relația pe verticală, și numai o singură întrebare i-a pus Domnul să vadă dacă el poate să renunțe la ceva, dacă e legat de ceva, dacă este ceva între el și Dumnezeu. Și când i-a pus problema acestor bogății și acestor lucruri care el le avea și care erau poate un mijloc de a se lăuda, de a se încrede, omul acesta s-a întristat, s-a blocat, s-a închis ca și broască țestoasă și s-a întors. Eu trec la punctul numărul 4, și anume că omul ăsta a ajuns în iad pentru că a refuzat să părăsească ceea ce oricum va pierde. A refuzat să părăsească ceea ce oricum va pierde. Pentru că Solomon, dacă vorbim cu el, ne spune în Cartea Eclesiastul, în capitolul 2 mai ales, eu am încercat viața cu toate. N-a fost ceva, spune el, care ochii să-mi fi văzut, inima să fi dorit și o să nu fi putut avea. Tot ce mi-au dorit ochii le-am dat, tot ce a vrut inima, niciunul nu suntem aici așa și foarte bine. El a încercat-o cu construcții, cu artă, cu păuni, cu piscine, cu cai putere, cu maimuțe, cu. Uh, Frumusețe cu de toate, și în final trage linie și spune: E deșertăciune și goană după vânt. Că vorba cuiva, nu tot ce strălucește este aur. Și de multe ori, și întotdeauna, păcatul ne pune să plătim mai mult decât suntem dispuși să plătim și ne ține mai mult decât am vrea noi să stăm și nu ne mai lasă. După ce ne-a prins, noi nu ne mai putem salva singur, trebuie cineva să ne salveze. Omul ăsta refuză să părăsească ceea ce oricum va pierde. Și eu nu mă ocup de a doua parte a acestui pasaj din Luca la capitolul 12, pentru că una din predicile foarte frumoase, extraordinare, care eu am auzit-o de la păstorul dumneavoastră la hați, a fost din Luca capitolul 12, când vorbea de omul ăsta nebun, care făcea totul numai pentru el și pentru alții nu. Egoist, plin de sine, se gândea numai la el și la viața de aici și Dumnezeu i-a spus nebunule. Dar a treia fază a vieții despre care s-a vorbit aseară ni-l arată în iad. Și în iad omul ăsta n-a mai putut duce cu el apa, nu și-a adus frații, n-au mai putut să-i trimită nici cu praștia, cu nimic, n a mai putut să-i trimită dincolo că eu am încercat să studiez, să văd unde oamenii au găsit că se mai poate face ceva după moarte. Și am găsit prin istorie cum au introdus unele și altele, dar n-am înțeles cum oameni cu rațiune, cu logică, se lasă păcăliți în toate felurile și să creadă că Dumnezeu a scris povești în scriptură, iar că oamenii păcătoși de astăzi, și morali, și dacă noi le găsim greșeli cu duiumul. Spune adevărul și ne păcălesc și ne înșală și cât trăim și cât murim. Când sunt cuvinte adevărate și probate pe care le spune Domnul Isus. Eu dacă aș fi fost în locul lui Avram, Avram este considerat patriarhul raiului. Noi avem patriar la Constantinopol, la Atena, la București, așa, la Moscova, la Ierusalim, dar în rai nu avem patriarh. Dumnezeu a pus un patriarh acolo și în mod metaforic, când vorbește de cei mântuiți, spune că ajung în sânul lui Avram. Acum Avram era în rai, patriarhul raiului, în sânul lui Avram și unul din iad, unul din copiii lui, nu un străin, începe să strige, părinte, tată, fie milă de mine. Pe care-i părintele ăla care nu-i milă de copilul lui când suferă? Te bagi în foc, nu mănânci nu faci treburile tale nimic, ca te duci, că copilul sufere. cine e tata care nu-și iubește copilul sau mama? Mai sunt anomalii. Dar normal asta este. Avram de acolo nu i-a zis, băi, băiete, eu nu sunt tatăl tău. Nu te cunosc. Cum îmi... ai tu curajul să-mi spui, mie tată? Ci i-a zis, băiete, fiule, adu-ți aminte că tu ți-ai luat lucrurile bune și cu lucruri bune ești în iad. Pe când laser și-a luat pe cele rele. Mai mult decât atât. Ascultă-mă, băiete. Între noi și voi este o prăpastie mare. Ca dacă ar vrea să treacă cineva de acolo într-o parte sau alta, să nu mai poată. Și am întrebat atunci în națiunea română. Pentru că eu cred că în vremea asta e nevoie ca națiunea română să se întoarcă la Dumnezeu, nu la religie, nu la biserică, să se întoarcă la Dumnezeu care are putere. Lumea este într-o anarhie totală. Când zicem că este pace mondială, când spune că avem Consiliul Mondial al Păcii, când avem Consiliul de la Geneva sau, de la, sau NATO sau ONU sau altele de genul ăsta, lumea este într-o mare anarhie. Nu ne mai putem înțelege. Biserica este într-o mare apostazie. A adormit, vorba unui predicator, pendicostal american, Biserica este uriașul care doarme când ea are în mână arsenalul acesta divin dumnezeiesc și ar trebui să lucreze și ar trebui să încerce cu ceea ce Dumnezeu i-a dat. Ea doarme, este în apostazie, iar sfinții zilor din urmă sunt într-o mare apatie. Când vorbești la râul vieții sau cum se numește biserica asta, vestea bună, sau la Betel, sau în altă parte, și când le spui de psalmul 47, că scrie acolo, bateți din palme. Ce, domnule, noi n-am făcut-o asta la -as nici niciodată. Ăsta vine să ne învețe altceva. Deci, asta e în Vechiul Testament, asta o fost Când le spui, domnule, uh, ridicați mâinile spre cer, lasă, domnule, că eu ridic inima așa, așa nu trebuie eu să fac treaba asta. Și Lasă că noi suntem bine. Și ne-am ne tencuit într-o anumită religie a noastră, care se numește pentecostală, baptistă, ortodoxă, de orice fel, și lipsește viața adevărată să fie Dumnezeu prezent acolo. În biserica Domnului trebuie să fie prezent Dumnezeu și în sfinții care sunt, nu aia de pe tavan sau de pe pereți, ci aia de pe podele care stau cu genunchii jos și care îndreaptă privirile spre Dumnezeu și Dumnezeu le răspunde. Asta trebuie să fie biserică. Asta înseamnă că noi trebuie să renunțăm la ceea ce și așa într-o zi vom pierde. Vreau să vă dau un exemplu din Scriptură. Domnul, și am vorbit despre Avram. Și Biblia vorbește despre Avram că el este prietenul lui Dumnezeu. Și că într-o zi Dumnezeu l-a pus la încercare pe Avram. Și asta ne pune pe noi, Dumnezeu, că noi de-aia predicăm și la oameni care nu cunosc de Dumnezeu în totalitate și la oameni care au raiul în minte și cunosc de Dumnezeu, dar ne încearcă Dumnezeu mereu. Predicam duminică trecută la mănășturi despre faptul că Domnul. Vroia să hrănească mulțimile, știa ce are de gând să facă și l-a luat la întrebări pe Filip. Și alții ziceau, domnule, dar glumește Dumnezeu sau se poartă cu noi așa? Nu zic că glumește, dar Domnul știa ce are de gând să facă, dar l-a luat la întrebări. Hai să văd ce zice omul ăsta. Nu crezi că Domnul te întreabă așa uneori? Ia să văd ce zici tu. N-am nevoie de ce ai tu. Dar vreau să te pun la încercare. Știa ce are de gând să facă. Dar de data asta îl întreabă pe Avram, Avrame, tu mă iubești pe mine? Și Avram spune, Doamne, tu știi că te iubesc. Tu știi că eu te-am slujit, tu știi că atunci când Lot a zis, te un fel sau de altul, eu am fost gata să renunț. Tu știi că atunci când din Mesopotamia m-ai chemat dintre păgâni, eu am fost gata să vin. Eu sunt gata, Doamne, să te urmez. Avrame, ești tu gata să renunți la tot ce ai pentru mine și pentru numele meu și de dragul meu? Și parcă îl văd Că au zis, Doamne, ăia 400 de soldați ți dau. Averea mea ți-o dau. Boii mei și cămilele și toate ți le dau. Nu știu ce au zis de Sara, dar o zis, Doamne, tot ce vrei îți dau. Și Domnul a zis, nu trebuie nimic Avrame din toate astea. Ține-o și pe Sara, că e frumoasă și averile că nu zrele dacă le folosești bine și tot ce ai. Știi ce îți cer eu? Eu ți-l cer pe Isaac, pe fiul tău pe care îl iubești, să mi-l aduci ca jerf. Nu știu dacă o vorbi cu Sara sau nu, dar știu că noaptea aia Avram s-o pregătit bine. S-o pregătit bine și o zis la băiat, mâine mergem să aducem jerfă. Știa Isaac că o mai merge și altă dată, noi ne-am mai dus și altă dată. Și parcă îl văd pe Avram că stătea așa și zicea, eu am avut 100 de ani, n-am reușit să am un copil. Printr-o minune Dumnezeu mi l-a dat, că El deschide pântecele, El dă viață, el dă binecuvântarea. Dumnezeu mi-l cere înapoi acum. Dacă Dumnezeu mi-l a dat printr-o minune și Dumnezeu mi-l cere înapoi, înseamnă că eu ar trebui să ascult de Dumnezeu pentru că dacă El mi-l a dat și mi-l cere înapoi, El știe de ce și dacă El mi-l cere și mi-l ia, înseamnă că are și alt plan pentru mine și poate să mi-l dea înapoi. Dar dacă mă împotrivesc celui care mi-l-a dat și nu îl dau și el se supără pe mine, cine mai îmi dă mie înapoi? Că eu pot să-l pierd pe copil sau altceva. Dar nu numai cu copilul este așa, e cu orice ce ai. Dacă ești gata, vorba lui Luther a zis, Luther, odată, am avut multe lucruri în mâinile mele și le-am pierdut. Dar tot ce am plasat în mâinile lui Dumnezeu, continui să posed, să am. Și Avram a zis, dacă Dumnezeu îmi cere asta, asta o fac. Și vă amintiți, când el s-a sculat dis de dimineață, a pus măgarii oamenii pe Isaac și s-au luat să se ducă. Și mi imaginez pe muntele Moria. M-am uitat din vârf de acolo până jos. Acum este altă panoramă. Dar mi-am imaginat de unde a venit Avram și cum s-a urcat pe munte și cu lemne și cu foc și pe căldură și greu. Și la un moment dat, Băiatul ăsta de vreo 13 ani s-a oprit, gâfâia cu lemnele în spate, lângă tatălui bătrân și el și-a zis, tată, parcă văd că ca un șoc s-a oprit inima lui Avram și a zis, ce este fiule? Și a zis, tată, noi ne-am mai dus să aducem jertfa altă dată. Și noi am avut și lemne și cuțit și foc și am avut și miel de jertfă. unde e mielul de jertfă? Fiule, Domnul va purta de grijă. Și cred că în momentul în care Avram a zis lucrul ăsta, pe partea cealaltă a muntelui, un beduin mergea cu turma lui spre casă. Și Dumnezeu s-a uitat la Avram, dar Dumnezeu se uită peste dealuri să vadă tot ce se întâmplă. Și a văzut pe beduinul ăsta mergând spre casă, să stare berbeci și oi. Avram se încrede în mine, Avram n are nimica. Omul ăsta mă cinstește pe mine și a zis la un berbec din turma beduinului, ia ia înapoi. Și a luat-o înapoi. Și a fugit omul după el și nu l-a mai prins. Și a zis, l găsesc eu mâine. Și s-a dus până în vârful muntele și obosit berbecele, s-a plecat să mănânce puțină iarbă din aia ce crește acolo, lângă o tufă, ca Dumnezeu să-ți aducă prada, nu-i nici lanțuri, nici injecție chimică, nici pușcă. A plecat berbecele capul, s-a legat cu coarnele într-o tufă și a rămas acolo liniștit. Și în timp ce Avram conversa cu Dumnezeu, deja Dumnezeu pregătise jerfa pentru el. Și când a fost gata să jerfiască, i-a zis Dumnezeu, stai, pentru că ți-am văzut credința. Tu ai fost gata să renunți la ceea ce oricum puteai să pierzi. Dar când ai fost gata să renunți și ai fost gata să dai ceea ce oricum puteai să pierzi, eu te răsplătesc și te binecuvintez. Tânărul ăsta Omul ăsta n-a fost gata ca să renunțe, să dea, să lese ceea ce oricum într-o zi va pierde. Că noi am venit goi în lumea asta și goi ne ducem de aici. Nu ducem cu noi nimic. Discutam cu un coleg care am fost la Londra acum și ziceam, măi, tu trebuie să te pensionezi, e din Baia Mare. Și, a zis, și am zis, știi, salarul de păstor a fost foarte mic cu ce pensie, cam cum vei trăi tu așa? Și mi-a zis el, măi Mircea, doar după ce mă pensionez, nu mai îmi trebuie să-mi cumpăr costum în fiecare an sau două, trei să am, să tot schimb când mă duc la biserică. Mi-ajunge hainele astea, mi-ajung vreo 10 ani, mănânci mai puțin, cheltuiesc mai puțin și mă descurc. Dumnezeu va purta de grijă. Asta este la un moment dat în viață, nu ne mai trebuie. Dar înțelegem noi că Dumnezeu ne cere și că este voia lui Dumnezeu pentru noi ca să renunțăm de bună voie și atunci asta înseamnă binecuvântare? Că dacă noi acceptăm ca Dumnezeu să ne dea El ceea ce ni se cuvine nouă, asta înseamnă binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar dacă luăm noi ceea ce credem că Dumnezeu vrea să ne dea nouă, înseamnă furt și blestem. Și asta a făcut Iacov când deși avea dreptul de întâi născut, cumpărat și dat de Domnul înainte de naștere, l-a luat el prin șmecherie cu mama și a plătit vreo 20 de ani și a găsit un șmecher mai șmecher ca el, că vorba românească are înțeles că tot nașul și are nașul și dacă el a înșelat pe tata cu miel, copiii lui l-au înșelat tot cu el sau cu miel atunci când Iosif s-a dus și apoi l-a înșelat la ban mai înainte de vreo 10 ori și i-a schimbat simbria în toate felurile, și se prăpădea de frig și de căldură, pentru că plătim și Biblia ne spune clar că Dumnezeu nu se lasă să fie bagiocorit. Ceea ce aș vrea să vă las și să vă spun în seara asta este că uh, poți să ai Raiul în minte, să te gândești la Rai, să te gândești la Dumnezeu, dar ar fi groaznic, teribil ca să ajungi în iad. Și să spun, eu puteam să fiu acolo. Eu puteam să fiu printre Sfinți, eu puteam să fiu printre Arhangel, printre Îngeri. De ce nu ești? Pentru că ai amestecat neprihănirea, sărbătoarea, religia, relația cu Dumnezeu, cu tradiție, cu obiceiuri. Știi ce zice Dumnezeu într-unul din cuvintele sale în Scriptură? Urăsc! Urăsc sărbătoarea unită cu nelegiuirea. Nu mai pot să suport lucrurile astea. Oameni buni care suntem în seara asta aici oameni care Dumnezeu ne cheamă și pe care vrea să ne mântuiască, recunoaștem noi și înțelegem că mântuirea e darul lui Dumnezeu? Am zis noi din toată inima, mântuitorle, mântuiește-mă! Eu sunt oaia pierdută, mântuiește-mă! El a venit să caute și să mântuiască! Cine cheamă numele Domnului, spune în Matei 10, dacă mă mărturisește cineva înaintea oamenilor, eu îl mărturisesc înaintea Tatălui. Roman, capitolul 10, spune: Se capătă prin credința în numele lui Mântuirea. Ai credința asta că numai Isus mântuiește? Dacă asta e credința a ta, e credința acestei biserici și credința care e scrisă aici, dată Sfinților, odată pentru totdeauna. Singurul care e la ușa Raiului și care ne invită și care ne cheamă și care ne ține și ne pecetluiește și ne binecuvintează, e Isus. De aceea cântăm noi, Isus al meu prieten scump. Fie Domnul Mântuitorul și prietenul tău. Fie ca să recunoști păcatele, că sunt care tu le știi, dar sunt altele care nu le știi. Altele care nu vrei să le vezi. Și Domnul este cel care cu sângele lui poate să le ierte dacă le aducem la crucea lui. Și apoi, mă rog, Domnului, ca să ne ajute, Domnul, să putem să părăsim ceea ce, așa, într-o zi vom pierde. Și să nu ne legăm prea tare de lumea asta. Cu ani în urmă, când în Chile, vreo 2-3 ani în urmă, știți că s-a întâmplat un tremur și s-a prăbușit o mină. Și eu am fost curios, am urmărit atunci, pentru că toți specialiștii în minerii din Mexic, Japonia și America și altele, s-au interesat cum pot să scoată câțiva zeci de oameni care erau în fundul pământului la 400 de metri. Și trebuia luat o decizie rapidă și să facă ceva să-i scoată pe oamenii ăia. A fost interesant când am urmărit pe internet că au venit specialiștii, s-au apucat de treabă, în câteva ore au luat decizia și au zis, trebuie să săpăm un tunel, o gaură, un puț, cum îi spun ei în termenii mineritului, ca să ajungem până la oamenii ăștia acolo. Au făcut acest tunel, au coborât un specialist prin tunelul ăsta care era o capsulă în mijlocul lui, în care încăpea doar un om, care a ajuns exact în locul unde erau minerii aceștia, liniști de foame, pe moarte. Omul care era în capsula aceea le-a zis: Dacă vreți să ajungeți sus, trebuie să lăsați absolut tot ce aveți aici, să părăsiți tot, 400 de metri veți merge prin tunelul ăsta, prin întuneric, cineva sus acolo deasupra vă așteaptă și veți fi salvați. Câți credeți că au refuzat să urce în capsula aceea să salveze? Niciunul. Toți au zis, Domnule, aici murim. Vrem să fim salvați. Noi suntem într-o asemenea mină, prinși. Noi suntem într-o asemenea gaură. Gaura neagră a păcatului. Singurul care poate să ne mântuiască e cel care a venit de sus, nu printr-un tunel de 400 metri. A coborât din cerul la noi, a luat un chip de om și s-a făcut asemenea nouă. Atât de slab s-a făcut, atât de neputincios că mâinile alea care au ținut planetele și Universul nu puteau să înlăture animale de la Iesle să se apere. Căldura pe care el o dă pe pământ atât de puțină era încât a trebuit adolescenta aceea evrei ca Maria să ia plapume, pături scute ce să-l apere, să-l țină în braț. S-a născut sub pământ, dacă considerăm că peștera aceea, Ieslea aia era o peșteră. A venit în lumea asta într-un loc de împrumut, s-a dus într-un loc de împrumut când a murit în mormântul lui Iosif. N-a avut nimic, o singură proprietate, o cămașă, că sandalele erau uzate de mers prin Galileea, haine de schimb, n-a avut o singură cămașă. Și asta i-au luat-o, i-au pus o haină de batjocură, o hlămid, o haină de rege uzată, i-au pus o trestie în mână și cu una Despind pe cap și își băteau joc. În momentul acela a acceptat să ia falimentul meu, să vină jos în locul în care trebuia să fiu eu. Și astăzi noi putem sta la masa lui, și astăzi putem să ne binecuvântăm ca frații ai lui și copiii ai Domnului, pentru că El, Domnul, a plătit pentru noi. Oricine crede în El nu este condamnat. Cine are pe Fiul, are viața veșnică vă spun un cuvânt extraordinar din Scriptură. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară. Cine crede în Domnul Iisus în seara asta? Mâna sus. Toată lumea de aici. Și să aibă viață veșnică. Slăvit să fie Domnul. Ne vom întâlni cu ajutorul Domnului pe parcurs, dar așa cum suntem aici, într-o zi să ne vedem acasă în Împărăția Domnului. dumnezeu să vă binecuvinteze